Amuzamentul și distracția sunt principalele ingrediente ale fotbalului american în noroi, sport ce devine din ce în ce mai popular. De certat nu se ceartă nimeni pentru că regula de bază a competiției este distracția. În SUA, fotbalul american jucat pe terenuri mlăștinoase a devenit o tradiție și o distracție. Turneul de mudball din North Conway se desfășoară de 50 de ani. Echipele sunt alcătuite din 10 persoane, atât bărbați cât și femei. This is my first year in Conway. Mud's a bit different, but it's awesome. The people here are so fun. I mean, on the field, a little bit different. People get heated out there, but everyone's just here for fun. Bunch of friends here, new friends all the time. În toți acești ani, competiția de mudball a adunat peste $1 million, bani care au fost folosiți pentru acte de caritate.